Pentru Bogdan, ziua de ieri a venit cu o surpriză, o invitație la o întâlnire cu o parteneră necunoscută, la care cumva inima lui visează în neștire. Ne-am zis, succes! Pam, baftă! Să vii surat! Fai! Mamă! Bună! Bună! Mamă, ce nu mă așteptam! Mai mari emoții! Mai mari emoții! La ce nu te așteptai? La tine! Ce faci? Mamă, ce, nu știu. Nu știu cum să reacționez. Nu știai că sunt eu la date sau n-am înțeles? Nu știam că ești tu la date. Ia loc. Fai de capul meu. Din frigă afară, de ce ai transpirat? Nu știu de ce am transpirat de emoții. Toți îmi ziceau, bă, că vezi, că ia, că ia, că ia, zic, n-are cum, mă, zic, terminați, că nu... Ai emoții și tu? Am emoții. Am primit o scrisoare pe care aș vrea să mi-o explici. Scrisoarea mea? Nu credeam că după doar câteva momente petrecute împreună și o îmbrățișare voi ajunge să mă gândesc atât de mult la tine. Nu știu, deci chiar nu știu cum să-ți explic asta. Nu știu, am stat tare, nu știu, tare, nu neapărat trist, dar așa, abătut. Serios? Mhm. Ce crezi tu că a declanșat? Ce ai simțit după, mă refer? După? A, după am simțit că te vreau înapoi, în casă. Adică, nu, am văzut că și tu ai spus pe una din pozele alea că a fost o atracție fizică. Și cred că ar putea fi mai mult de cât o atracție fizică. Îmi pare nespus de rău că nu am ajuns să te cunosc mai bine și să petrec mai mult timp cu tine. Da, sunt de aceeași părere și acum. Cu toate că am avut două date-uri aseară, care am spus și astăzi, că nu au schimbat nimic. Și aici trebuie să mai vorbim. Așa. Mamă, dar ce priviri îmi tragi, Alina! Tu ce cauți, Alina, la un bărbat? Foarte multe. Să fie sincer, să fie respectuos, calculat, atent, să fie drăgăstos. Deci cauți și tu afecțiune din partea bărbatului. Bineînțeles. Mi-ar plăcea să îți pot oferi aceste lucruri. Uite, o să-ți dau ceva. Să-ți dau brățara mea, care e de la rochie. O păstrezi. Așa. Să-i simți parfumul până când... Mamă, și pozele le-ai parfumat. Ai văzut? Dar cum? Te vedea într-o relație cu mine. E de vreme, e mult e prea de foarte vreme. Foarte de vreme, știu, da. Dar nu. Dar ești un băiat simpatic și ai strânit interesul, pentru că în momentul în care am plecat, am și spus că îmi pare rău că n-am putut să te cunosc mai bine. Deci tare aș vrea să te cunosc și tare aș vrea să vii în casă. Și de ce nu mai ceru mai insistent? Mamă, deci dacă nici eu n-am mai fost insistent, cred că două zile la rând nu m-am cântat, nu m-am stat, nu m-am uitat, nu m-am gândit, nu m-am... Tu cât de mult ai vrea să intri în casă pentru mine? Din momentul în care sunt aici, cred că demonstrează destul de multe. Am avut un sentiment bun, foarte bun. O chestie care nu s-a mai întâmplat de ceva vreme. Wow! Mi-amintesc o discuție de-a noastră din bucătărie în care spuneai, pentru mine trebuie să fie un fel de dragoste la prima vedere, să fie acel... Așa am zis eu? Acel și ceva. Ok, drăguț. Mamă, dacă îmi ridici strunceana aia la mine... Așa? Ce se întâmplă? Nu știu, mă emoționez. Nu știu, aș sta și m-aș uita așa la tine. Apoi văd că, ai, că stai doar și te uiți. Aș sta și m-aș uita la tine așa. Fără să vorbim. Stai să consum sentimentul ăsta. Dacă se va consuma vreodată. Să sperăm că nu. Sper că nu se va consuma. Nu. Dansăm? Cum dansăm? Vai, 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 vai,
aici îmi faci, Alina. Oameni. Nimic nu mai contează. Când te mai văd? Nu știu. Când ai vrea să mă mai vezi? Mâine. Azi. Mâine? Acum, mai încolo. Ai amplificat sentimentele de 1000 de ori. Ce eram, nu știu, așa... De busolat. Nu mai sunt. Ești de aici, ai venit. Pentru mine. Încă îmbrățișoare asta cu care mi-ai dat. Care mi-ai dat lumea peste cap. Eu am crezut, să știți că noi comentăm că după ce a terminat un film, am crezut că o sărută. Și noi. Dar tu ai vrut să sărut. Bogdan! Ai vrut să o săruți? Eu așa... Nu am vrut, așa a apărut, nu știu, ni s-au sincronizat. Să facem galerie. N-a vrut, dar era... Ce zice doamna Ioana? N-a vrut, dar era... Așa ziceți mamelor? Piafer, Iacov, frate. Dar cum vi s-a părut, doamnelor? Hai că vorbesc un pic cu mamele și apoi mă întorc și la voi. Cum vi s-a părut? Ne-a plăcut? Super, ca în film. Da. Așteptam să se pupe. Să se pupe, că ea nu e în casă, ea este în afara casei. Fetelor, ce ziceți? Da, să vină înapoi, să se pupe, să se pupe. Ce ai comentat, Mărie? Ia! A fost frumos, a fost frumos. Am zis că vine să o bat pe Ana. Nu știu de ce, că n-am înțeles. Cred că înțelege totul. Așa își mai fac ele declarații, nu știu. Ai dat cu piciorul la noroc. Nu, ea nu ne-a asta. Pentru că trebuie să activeze altceva. E ok să fii de treabă, să nu știu, dar fii femeie. Dacă vrei ceva, e altceva al tău. Ce vrei să fii al tău. Poate nu a fost el să fii. Da. Cine știe? Păi, n-a fost să fie, dar... Nu uitați că mai intră băieți în casă. Să nu ne grăbim. Nu sunt ăștia singurii băieți pe pământ. Nici măcar din casa Mireasa, repet, că vor veni și alții.